Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la emisiunea Școala Gorjana. Suntem în emisiune cu domnul Nicolae Turtoi, directorul Liceului Tehnologic General Constantin Șandru Bâlta, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Da, și eu vă mulțumesc pentru invitație. Spunem multe salutări telespectatorilor dumneavoastră și dumneavoastră și să sperăm că vom avea o Conversație utilă și, în același timp, plăcută. Da, să. În primul rând, să spunem între că reveniți în studioul nostru. Am mai avut, să spunem așa, o dezbatere. Acum, însă, aș vrea să discutăm mai aplicat, mai ales că se apropie examenele naționale. Avem. Dumneavoastră sunteți în postura mai puțin fericită poate cu gilimele de rigoare, în sensul că aveți și evaluare națională, aveți și bacalaureat pe care trebuie să le găzduiți, să le organizezi, să pregătiți copiii pentru asta. Cum priviți apropierea examenelor naționale? Da, într-adevăr, este... sunt niște evenimente deosebit de importante în cadrul unităților școlare. Și trebuie tratate ca atare, și bineînțeles, noi ne-am străduit și am luat toate măsurile ca totul să decurgă cât se poate de bine. Într-adevăr, la unitatea noastră școlară, fiind liceu tehnologic, avem și clase de liceu, avem și gimnaziu și am avut și clasele 1-4. Acum am încheiat, chiar astăzi a fost ultima probă la evaluarea națională la clasa a doua. Și a fost o perioadă destul de încărcată, dar, bineînțeles, cred că sunt și utile pe undeva pentru că ne-am aliniat la standardele europene într-un anumit fel ca să vedem nivelul la care sunt elevii noștri și, mă rog, la nivel de țară, elevii de la clasele a 2, a 4, a 6. Și, într-adevăr, cum să zic, au fost niște teste care au verificat neapărat strict la programa școlară. Deci, au fost niște teste prin care s-a încercat să se vadă și originalitatea elevilor, modul de abordare a anumitor subiecte, imaginația și spontaneitatea lor. Deci, bănuiesc și cred că sunt, totuși, binevenite. Dar eu zic că ar, ar, fi totuși necesar ca aceste valori să se facă, cum să zic, cu mai puțină, e prea multă hârtie consumată. Adică mă uitam la clasa a patra să ai 14 pagini, mi se pare că mult totuși cu toate că erau și desene foarte multe 15 da, la fiecare test, la fiecare test și au fost, două. Test da. și au fost vă dați seama, două teste și plus de asta bine, două teste fiind la împărțit la numărul de elevi, deci jumătate din efectiv un test, jumătate celălalt test. Da? Și mă gândesc că parcă ar trebui totuși mai mult așa la capitolul acesta al consumului de hârtie, parcă ar trebui un pic mai, mai ponderată Păi n-am intrat în Europa, apropo de chestia aceasta, știți că acolo se spune să printez numai dacă e neapărat nevoie. E o lege europeană sau un dicton european. Ori noi ce facem? Noi tot înmulțim hârtile și știm noi ce înseamnă învățământul și hârtile la momentul ăsta. Da, e adevărat. -adevărat. Nu mai vorbim de evaluator, de caietul profesorului, da, corector sunt și toate foarte, celelalte. Foarte, foarte da. multe și un volum foarte mare de, nu neapărat de lucru, dar v-am spus teancuri de hârtii foarte multe și cred că nu sunt atât de, de, necesare să fie chiar așa multe. Ar trebui puțin mai, mai, să fie mai reduse un pic și să fie așa mai, mai ponderate toate aceste. Ele sunt bine venite, fără discuție. Se vede nivelul copilor, se obișnesc cu examenele, nu e de niciun rău acest lucru, dar am să parcă ar fi totuși mai util și mai eficient să aibă un volum de hârtii mai, mai mic. Asta. Apropo de pregătirea pentru examene naționale, cu siguranță cele mai dificile rămân evaluarea națională la sfârșitul clasei a 8-a și bacalaureatul. În acest, acolo examenele sunt în afara orelor de școală, sunt la final, depindem de ele în sensul de admitere în liceu și de asta, de asta, de asta sunteți cazul tipic în care treceți prin toate, pentru că aveți și evaluare, aveți și admitere. E adevărat că bănuiesc că vă, bă, vă bazați pe în primul rând pe elevii de aveți dumneavoastră în în comună. Și bineînțeles, după aceea liceul și bacalaureatul cu rezultate din ce am văzut în ultimii ani aproxima, deci destul de bune da, pentru un liceu tehnologic. Bune pentru un liceu tehnologic și în sus ne străduim împreună cu colegii mei, într-adevăr, că partea de bacalaureat care se dă în cadrul unității noastre școlare și a unităților școlare în general, deci prima parte, partea, se zice, de competențe lingvistice, competențe digitale, și acestea sunt organizate la nivelul unităților școlare, bineînțeles cu tot ceea ce trebuie, toată dotarea materială, dispunem de toate acestea, le avem puse la punct și sunt lucruri pe care le avem în vedere și avem experiența anilor trecuți. Și sunt, eu cred că probleme nu vor fi. Acum, e adevărat, la noi este o zonă mai, să zicem, mai aparte, pentru că de obicei vin la liceu la noi la Bulta și la, în, comuna, în Comuna Runcu copiii care sunt la noi în zonă mai mult, pentru că există și liceul de la Peștișani, liceul tehnologic, este și Tizmana, este Bărsești în apropiere și de obicei vin elevii care sunt la noi în comună. Și bineînțeles, nu avem decât câte un rând de clase de liceu. Așa, de asemenea și la gimnaziu, dar totuși eu zic că se face treabă serioasă, colegii se străduiesc așa și am avut rezultate și la examenele de valoare națională și la bacalaureat, rezultate, zic, bune și mulțumitoare pentru copiii care totuși ne rămân. Trebuie să recunoaștem, într-adevăr, că după clasa 8 -a ne pleacă o parte din copiii buni, mai rămân și la noi, dar o parte din copiii buni, de aleg niște doresc licee să din, meargă la un liceu da, pe care asta anumite se profiluri. Și de 89 da, în da, mine, da, 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 sigur nu, că da, nu e problema. Dar vreau să zic că am avut și rezultate bune, v am spus și la bacalaureat am avut și elevi care au, au medii, sunt medii de 9-93 acum 2 ani, Elef care au mers mai departe la, la învățământul superior și la facultăți destul de, de bine cotate, și în țară, și în Târgușiu, la școli postliceale Sunt copii care, totuși, au răzbătut. Asta, în, da, asta în, e un, un lucru foarte important. Viață. Bine, acum vreau să vă spun că sunt director de licee din Gorj care vă invidiază în privința stării materiale a liceului a faptului că aveți în ultimii ani și investiții, aveți o colaborare foarte bună cu administrația locală. Sunt adevărate aceste lucruri? Da, da, este adevărat. Partea materială, într-adevăr, este destul de bine pusă la punct. Adică avem, de exemplu, un laborator de informatică bine dotat, avem un centru de documentare și informare, de asemenea, care este funcțional și avem cadrul care este pe problemă este cu specializarea respectivă de documentarist, profesor documentarist. Deci avem cadre pregătite, avem condiții. Mai dificil este partea de cu atelierul școală, care într adevăr am avut în vedere și am discutat și cu conducerea comunei cu Consiliul Local, cu domnul primar și să sperăm că vom găsi soluții, pentru că, într-adevăr, trebuie băgat în reabilitare. Și să sperăm că poate, dacă în anul acesta an nu se va putea, măcar la anul următor, să găsim această posibilitate de a-l reabilita. Anul acesta, într-adevăr, primăria, a acordat pentru reabilitarea liceului cam un miliard, bine, un, din bani, banii vechi, un miliard de vreo 300 de milioane, așa, și deja am, aproape suntem spre finalizare cu lucrările și trebuie să spun că, într-adevăr, au ieșit, au ieșit niște lucrări foarte bune, suntem mulțumiți, clasele arată mult mai bine s-au făcut reabilitări interioare, zugrăveli, holurile, s-a pus gresie, parchet în clase, s-a adus mobilier nou la clasele de liceu în șapte clase. Deci, putem să spunem, asta datorită colaborării foarte bune cu primăria, cu primarul nostru, cu Adi care, într-adevăr, se străduiește, este alături de noi și ne ajută. Am spus, mai rămâne partea de atelier care este nerezolvată și avem toată convingerea, nu s-a promis, că următoarea etapă va fi cu... Și sperăm ca în anul următor să fie și atelierul luat în calcul. Vorbim, vorbeam de examene naționale și faptul că ele au o șansă, deci impun anumite rigori pentru toate școlile. La acest moment, chiar astăzi a fost dată publicității, de fapt ieri a dat-o publicității inspectoratul școlar, astăzi a preluat-o și presa, în Gorj sunt 28 de licee care sunt eligibile pe planul acela ROSE, care înseamnă da pe un proiect. Da, pe un proiect roție, înseamnă da. finanțare pentru aceste programe, tocmai pentru pregătirea mai mai bună a exact, examenelor. Exact. Din ce am văzut, sunteți pe această listă. Da, da, este un lucru foarte bun și cred că vom beneficia de niște mă rog, ajutoare materiale, în special banii care vor fi alocați din aceste proiecte pentru liceele tehnologice din județul Gorj. Și acest proiect este finanțat de Banca Europeană de Dezvoltare și bineînțeles, înseamnă te... la fiecare liceu până în 2022 vreo 100.000 de euro ajung, aproximativ. Deci fiecare liceu din acest proiect va beneficia da, de o de asemenea fi finanțare. 75.000 de euro și da. 150 de 150.000 de euro este o sumă bună și sunt eșalonate în acești ani, până în, în 2020, 2022, da, da. da. Deci de faptul că cu ce vine de la primărie, cu ce cu vine ce, pe acest proiect, acest proiect, cu siguranță să, se să face facem. învățământ avem, european. Avem la nevoie da. de niște dotări la laboratoarele de, laboratoare de fizică-chimie, pentru că mai trebuie modernizat, într-adevăr, sunt ele, am dotat cu mobilier, dar acum trebuie și dotat cu aparatura mai de ultimă oră și de asemenea laboratorul tehnologic. Aici iarăși stăm nu prea bine la acest capitol și am avea această posibilitate acum că vor fi și pe dotări și pe perfecționarea cadrelor, pe ajutorarea elevilor pentru examenele acestea naționale, în special pentru bacalaureat așa în pregătirea lor, deci vor fi mai multe uh, uh, culoare pe multe capitole pe care se va merge. Și eu zic că va fi de, de bun augur și ne vom strădui să că trebuie să demarăm toate aceste uh, uh, etape care vor veni ca să facem totul ca să iese acest proiect destul de bine și să beneficiem de aceste lucruri care sunt extraordinar de binevenite. Conduceți un liceu care, cum spuneam, aveți practic toate formele de învățământ în el, în orice caz, toate formele mari. Aveți grădinițe care sunt în subordinea asta, învățământ primar, gimnazial, liceal, liceal. nu știu, post nu aveți, nu? Nu, nu Așa. Uh, având toate acestea, deci dumneavoastră practic trebuie să vă adaptați la fiecare nivel, știți foarte bine tot ce se întâmplă în toate acestea și din la nivel legislativ pentru că vă izbiți de ele. Avem deja pe reformă, practic anul viitor, deci anul școlar următor, terminăm până la clasa 4, -a, de la pregătitoare la 4, -a, avem un nou plan cadru generalizat. Începând din anul următor, va intra și la clasa 5, -a vom avea Uh, nu anul școlar ce vine celălalt 2017-2018 da, 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 da. și bineînțeles la un moment dat uh, nu știu dacă peste, pat, peste încă patru ani sau poate mai rapid cumva, se va, se va introduce și la liceu noua, nou plan cadru pentru că vorbim de acest lucru știți cum arată deja la învățământul primar deja ați văzut cum arată la gimnaziu da, da, da. ce așteptați de la nivelul de la uh, curiculum de liceu Uh, da, într-adevăr, este necesar uh, planul cadru să uh, puțin să, să se adapteze la, să adaptat la uh, conjunctura actuală și la, la cerințele pieții muncii în mod deosebit, pentru că, într-adevăr, uh, trebuie copiii și elevii noștri trebuie să fie formați mai mult pentru viață, pentru activitatea asta practică, să capete niște abilități din acestea, mai mult înclinate spre practică, ori, la ora actuală, cam predomină foarte mult partea teoretică, partea de teorie, și prea puțin, v-am spus, se face legătura între aceste activități teoretice și partea practică. Și cred că uh, și prin planul cadru care va veni, eu așa cred și sunt uh, aproape convins de treaba asta, uh, programele se vor lua și ele să fie puțin mai risite, să se găsească soluții ca. V-am spus, elevii să aibă mai multe ore din acestea de uh, activități practice și să fie canalizați în funcție de, și de profilul care îl are unitatea școlară respectivă spre uh, a căpăta niște deprinderi și niște abilități care să-i ajute în alegerea viitoarei meserii. Deci, trebuie avut grijă de acest aspect mult mai mult legat pe, 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 pe aceste activități practice și putem să luăm exemplu, acum noi suntem într-un proiect împreună cu liceul de la, de la Mătăsari, cu, pe un proiect din acest VET, pe Erasmus Plus, care va merge pe aceste specializări, înte specializări și practică din această comasată în în anumite zone din Uniunea Europeană și mă înțeles că prima parte va fi spre Polonia și atunci elevii noștri vor avea ocazia să vadă niște lucruri, să facă niște comparații cu ceea ce există, ce este acolo. Pentru că, într-adevăr, e foarte, foarte important ca și noi să ne aliniem la aceste lucruri și să mergem pe niște specializări cu acești copii, să învețe, practic, pe un profil, pe o meserie și să poată să, să, să facă față mai târziu la aceste activități pe care, la, sau la profilul de activitate pe care și-l va alege. Dar trebuie să fie această continuitate de la liceu spre, eu știu, o facultate sau post, școală post-liceală să fie această legătură și ca în final copilul să fie pregătit pentru a practica o meserie în condiții cât mai bune. și Din această perspectivă o clasă, deci un profil de liceu, indiferent care este el și acum acest nou sistem de învățământ profesional cu trei ani, ne-am reîntors de fapt la el, care vi se pare mai util ca să pregătească pe parte practică? Uh, Într-adevăr, cred că este bine că ne reîntoarcem la aceste școli profesionale. Mă rog, acum capătă altă conotație, dar este foarte bine pentru că, cum să zic, este, m-am spus, trebuie, trebuie să, să formăm acești copii spre uh, o anumită carieră, pe anumită specializare. Și trebuie să, să iese într-adevăr meseriaș adevărat, adică ceea ce erau din oră niște meseriași buni și acum eu zic că este bine. E mai greu într-adevăr după această perioadă de pauză, după ruptura care s-a produs o bucată bună de timp, Mentalitatea s-a cam schimbat și la elevi și la părinți, nu prea mai doresc să, să, mă rog, și nu văd, dar trebuie totuși luptat pe, pe ideea asta, copiii trebuie aduși spre specializare, că într-adevăr nu putem să avem numai sau nu toți copiii sunt dotați ca să facă, eu știu, un anumit, tot ar fi bine să fie câți mai mulți care merg la o facultate, la o posticeală, dar nu toți pot să, să, facă față sau pot, sunt, mă rog, au posibilitatea poate unor și materială să facă, dar sunt, sus, copii care pot să se specializeze pe anumite domenii și aici vreau să, să puțin să punctez pentru aceasta avem nevoie de niște ateliere școală mai bine dotate, mai bine puse la punct să avem niște laboratoare tehnologice cu niște aparatură mai modernă cu ceea ce există la ora actuală în anumite întreprinderi sau pe anumite sectoare de activitate. De exemplu, am fost la, la astăzi am avut chiar un cerc al directorilor din liceele din județul Gorj la liceul tehnologic sau la colegiul tehnologic tehnologic, mai tehnic, Mihai Vitazu din Bombay de la Și, într-adevăr, împreună cu, mă rog, cu primăria, au avut un proiect cu fonduri europene și au reușit niște lucruri, într-adevăr, foarte, foarte bune și am remarcat în mod deosebit aceste dotare a acestor laboratoare și a acestor ateliere cu aparatură de ultimă generație, am văzut aparate de măsură foarte moderne, ultra chiar ultra moderne, am văzut niște, au, având și asta specialitate pe auto, niște simulatoare de, de, de conducere auto și, într-adevăr, este o, o, dotare care, într-adevăr, puține sau poate chiar foarte puține licee tehnologice au. Or, aici vreau să ajung că ar fi bine nu știu, să se facă totuși uh, prin inspectoratul școlar sau uh, prin uh, organele de conducere în el județului o inventariere a liceelor care există uh, la fie, în fiecare județ din țară și să vadă, domne, acolo unde este cazul, unde este nevoie la licee tehnologice sau la, unde sunt școli profesionale, se facă totuși o dotare uh, materiale mai bună, să se pună la punct niște ateliere din această școală care să fie într-adevăr în pas cu tehnologia actuală. E foarte important da, copiii să Degeaba sunt Că și noi mai avem la bâltă niște strunguri De acum câteva zeci bune de ani sau E bine, ce bine că le-ați păstrat și pe acelea Unii le-au pierdut pe parcurs <laughs> da, da, e adevărat <laughs> dar trebuie să, să avem, măcar în, și în miniatură se, bate, se pot face aceste dotări cu, cu aceste, am spus, aparatura necesară care să îi obișnească pe copii să vadă și să, bine, să și practice, să fie obișnuiți și să se meargă foarte mult pe aceste școli profesionale. Trebuie părinții să înțeleagă că meseria rămâne totuși, va rămâne de bază. Pentru că, într-adevăr, e nevoie și de medici, e nevoie și de ingineri, e nevoie și de, eu știu, alte domenii de activitate, dar totuși... Chiar și de profesori. Și de profesori, e adevărat. Dar, am spus, va trebui din ce în ce mai mult, că trebuie să intrăm și pe producție, trebuie Aș să avem trebuie și un zidar, îți trebuie și un... Nu exact, știu, instalator, un drac, ușale, parte, plă, multe multe lucruri care sunt uh, actuale și care sunt uh, cerute de piața muncii. Mă gândeam apropo de comuna noastră, pentru că e, are o dinamică aparte printre comunele gorjene, s-au făcut destul de multe în zona, din punctul de vedere al unităților economice, însă, cred că nu stați nici neastă bine, cum nu stă cam tot județul, dacă o luăm din această perspectivă, dar mă gândesc pentru viitor, dacă ar fi să pregătiți de pe acum forța de muncă pentru, să zicem, neces necesitățile comunei, în afară de zona turistică, și eventual prelucrarea lemnului sau ceva de zona asta, nu, nu știu ce s-ar putea face, să zicem, da, și la arunc. Într-adevăr, într-adevăr, e, 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 foarte, foarte Bine, adevărată mai... treaba. Că nu poți e greu să am încercat știu că consiliul local primăria cu încercat la un moment dat, cu o fabrică de jucării cu cineva din care era interesat să facă o investiție acolo s-a încercat doar lucrurile do că pe loc e foarte greu să să investești undeva într-o comună eu știu care nu nu știu în ce măsură este relevant investiția respectivă dacă dă rezultate dar, într-adevăr, cred că este și foarte... mai, greu, mai poate... greu, da. Este foarte important, într-adevăr, și cred că va, va activitatea de alimentație publică, tu, pe turism, să ne, ne orientăm mai mult. S-au dezvoltat o parte din aceste pensiuni turistice, dar. Încă este totuși, încă la început, nu, nu este suficient de bine dezvoltată, cu toate că avem o zonă foarte frumoasă. Este Valea Sohodolii care nu prea are mai deloc dezvoltat turismul decât foarte, foarte puțin. Să sperăm că cu se speră la acel proiect, împreună, deci primăria, împreună cu uh, obștea uh, Suseni și cu cealaltă din partea cealaltă spre Hune. Doar să facem deschiderea spre uh, stațiunea Straja și atunci s-ar putea pe Valea Susenilor, deja s-a început asfaltarea, sunt vreo 10 km s-au asfaltat în Valea Susenilor și dacă se va face această trecere spre uh, județul Hunedoara, special uh, spre stațiunea Straja, atunci s-ar putea deschide Punte, și atunci ar fi, ar fi mult mai. Uh, o trecere mult mai, uh, mai mare dintr-un județ în altul, și atunci ar fi o circulație mai intensă, și turismul ar căpăta cu totul altă. Să sperăm că treburile se vor mișca. Văd că uh, primarul este tot așa optimist, el este de felul lui, omul care se implică și acționează, deci nu e se implică și eu sper să fie și bineînțeles rămâne iarăși Valea Săhodului o zonă care e foarte frumoasă. Au fost niște litigi cu opștea cu asta și nu s-a prea putut face mare lucru într-adevăr că nu i a primării partea de pădure și asta ea e opștea și au fost niște litigi niște procese în fine și s-au -au, tărăgănat treburile și păcat. Da, să sperăm să, să sperăm că acolo ar fi un punct de atracție și un punct pentru turism și pentru a face multe activități în aceasta turistice extrem de, Nu, de... mă gândesc apropo de, să zicem, profilele care sunt atât de necesare în Gorj, din ce știu eu și puteți să mă contraziceți dacă știți dumneavoastră mai, în Gorj nu mai avem profilul silvic la niciun liceu, în condițiile în care la pădurile de sunt în județul Gorj, cu siguranță se vor impune când, când va veni ordinea, să spunem, și în domeniul silvic cu adevărat, în care o să mai taie toți cum le vine pe chelie, în momentul ăla vor trebui să avem specialiștii care să-i punem și pădurari și toți ceilalți. E, atunci, cred că ar fi nevoie de o asemenea meserie, da, care da, e da, tradițională da, la, da, la noi în județul gorj. Pe de altă parte, apropo de ce spuneați dumneavoastră, de necesarul ca a trebui să înțeleagă și părinții, nu știu, și elevii, comunitățile în general, că și meseria totdeauna a fost și e nevoie. De, adică e, e adevărat că toți vor să se facă ceva domni, cum se spune, dar trebuie să fie unul, nu trebuie să fie toți cu mapa, trebuie să mai fie și cu sapa, cum se spune. La figura, bineînțeles da, că da, deja da, da, sapa da. e un element străin pentru foarte mulți dintre din gorgeni. Gorjeni. Uh, Întorcându-ne la, uh, la situația învățământului românesc și la cea, acelui gorjan. Pe de altă parte, perspectivele de viitor cred că vor impune la un moment dat ca liceele, sunt 32 în gorș la acest moment, să se mai restrângă cumva. Chiar vă pomeneați mai devreme, e o zonă în care aveți trei licee tehnologice. Cred că în viitor, cel puțin unul, dacă nu două din ele, Or, or, să trebuie să fuzioneze cumva, nu știu cum să, pentru că e deja, nu știu dacă mai este loc, numărul de copii se reduce și nu știu dacă mai este loc chiar de trei instituții de învățământ de, ace, de asemenea calibru. Da, asta va fi, va fi în perspectivă o problemă care trebuie discutată și trebuie gândită destul de bine, pentru că, într-adevăr, se observă că populația școlară scade, e clar, de la an la an, din ce în ce mai puțin, mai este și invazia spre oraș, se mai Sau pleacă spre și la muncă stâmbl. în exterior și într-adevăr, suntem, suntem, noi suntem bulta e Peștișanu, e Tismana, nici Brăsești nu e prea departe de noi și, într-adevăr, va fi o problemă în viitor și asta zic că ar fi bine să mergem pe niște specializări care ar fi specifice zonei, pe niște. Am spus unde nu se poate, sau unde este posibilitatea pe aceste școli profesionale: că se poate merge și pe școli profesionale, și, da, să zic, trebuie să înțeleagă și comunitatea locală, și elevii, și părinții, că o specializare și o meserie bine pusă la punct și învățată de copil îl va ajuta mult mai mult în viață, chiar dacă va munci pe teritoriul țării noastre sau va merge în exterior, dacă este un bun meseriaș, va fi căutat și apreciat și va avea șanse să-și desfășoare o activitate utilă. Dar... Apropo, da, apropo de cele trei licee de care aminteați al dumneavoastră și cu celelalte două, aveți o problemă juridică, în primul rând, pentru că e vorba de trei unități administrate, cu AT uri separate, automat, care să renunțe, să spunem așa, ca să poată să supraviețuiască dără. De deci, probabil va supraviețui cel în care comunitatea locală va investi cel mai mult. Da, fără discuție, că și asta și, va, va și fi foarte important. Asta, Să zicem că sunteți la favoriți dacă luăm din perspectiva de până acum, dacă ne, da, ne raportăm, adevăr, la, ne raportăm uh, la asta. Contează modul de de abordare a problemei școlare de către uh, comunitatea locală și de către uh, consiliul local primărie. Deci, modul cum se implică în dotarea unităților școlare, a modului cum a sprijină efectiv pentru a fi viabilă toată această activitate și eu zic că într-adevăr trebuie valorificat foarte mult potențialul și uh, ceea ce avem uh, la noi în zonă, să ne orientăm spre anumit profil și noi tot uh, gândim și ne tot uh, discutăm și până la urmă trebuie să găsim o soluție, ne gândim și noi să uh, pe, mergem pe un alt profil sau măcar pe uh, o parte dintre să găsim o clasă sau eu știu de profesional sau asta, să mergem pe, cum să și Silvicu este foarte, foarte uh, nu, dar din, in, vă în a fost este abandonat în Vâlcea mai este deși la cel mai aproape de, de, noi, este liceul Silvic și cred că ar fi util și la noi, dar uh, problema este că Uf, uh, Se pune la punct. Este sistemul acesta legislativ și în, dome și în, 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 sistemul acesta lor al, lor al ocalor uh, al, al, silvice. Trebuie puse la punct legislație și atunci, bineînțeles, nu, da, mă avem că nevoie că de specialiști. Da, a fi nevoie. În asta în zona Runcu aveți mai multe opști care bănuiesc că ar fi interesate la un moment dat chiar să financeze o asemenea idee pentru că trebuie să-și administreze patrimoniu da, cu, spe, da, cu, pro, cu personal de specialitate. Atunci când va, fi, când va fi obligatoriu, că la noi știți cum e, legea există, dar nu se respectă din, din da, multe mai puncte sunt de și vedere. și cazuri de genul ăsta și într-adevăr că avem, este, să și Peștișanu este care are, are opște, este Rungu care are, este uh, Suseniu care are și să mai găsește alte, dar de asta zic în Gorș, cred că ar fi totuși util, măcar o clasă undeva să existe de pe această specializare. Trecând mai departe, cred că mai avem o problemă și vă întreb dacă, ea, dacă există la nivelul comunei dumneavoastră, pentru că la județ la acest moment și am mai spus asta. Noi cred că deci cu siguranță și legislația cere să avem o strategie de dezvoltare a localității în care Strategia de dezvoltare a instituției școlare Asta se integrează, dar trebuie să știm unde se vede localitatea respectivă peste 10, 15, 20 de ani ca să pregătești specialiști de viitor. Noi la nivelul județului avem o bălărie în sensul că e o strategie, dar care vorbim în continuare tot de CO și de turism, turismul care deocamdată nu constituie decât... Un aport redus, încă redus la PIB, să zicem, sau în orice caz la dezvoltarea economică, iar o care este în descreștere economică în fiecare an. La nivelul comunelor sunt foarte puține care au o asemenea strategie de dezvoltare. Nu știu cum este situația la RUNCU la acest moment. Da, am spus, noi tot o, o, încercăm să, să o gândim, o, o, adică, o strategie practic încercăm să avem nu, nu avem foarte clar stabilită o discutăm, am, am spus și cu Consiliul Local, a fost uh, și și a venit, uh, sunt o parte dintre, sunt în Consiliul de Administrație tot am discutat și această problemă și până la urmă trebuie să, să uh, uh, cum să zic, să creăm mult mai clar uh, în sensul ăsta pentru că uh, va uh, fi foarte important ca să avem o, o, o strategie de perspectiva 5-10 ani poate chiar mai mult și să vedem unde trebuie să ajungem și ce trebuie, cum trebuie să acționăm în continuare pentru a avea totuși șansa să supraviețuim și să găsim soluții pentru acești copii și pentru a supraviețui efectiv unitatea școlară, să aibă totuși, v-am spus, un profil care să fie viabil, să fie cerut de piața muncii și să ne orientăm, v-am spus, eu zic că cel mai important la noi, fiind zonă, v-am spus, tot uh, pe, pe problema aceasta a unui turism rural, a unui uh, valorificat zona aceasta de, 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 de munte, valorificat uh, patrimoniul care îl avem în zona acolo. Avem într adevăr zone foarte sălbatice și eu zic că vor fi căutate și să fie dezvoltate mă sus aceste ce zicem, pensiuni și altele și altele. Și să vedem ce putem uh, să facem ca să atragem, într-adevăr. Bine, la dumneavoastră e mai fericit cazul față de alte zone, faptul că aveți și o zonă cu tradiții și obiceiuri foarte puternice, pe care încercați să le valorificați, inclusiv prin acel ansamblu care dăinuiește de, 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 de mulți ani. Și iată, mai cu, aveți un festival de folclor mai nou, ați avut de acolo personalități importante. De fapt, Runcu este localitatea cea mai cunoscută din Gorj la nivel național pe o cercetare sociologică din 1931, Dimitrie Gusti, Dimitri dacă Gusti, zic da, așa. Da, din, din, deci aveți, să zicem, toate aturile, aturile. pentru, pentru da. viitor. Într-adevăr, ce a spus este o latură foarte importantă pentru că tradițiile și obiceiurile care există în zona noastră nu trebuie uitate și ba, mai mult trebuie mereu aduse în atenție pentru că într-adevăr ele ne reprezintă și cum să zic, este un punct de atracție foarte important pentru cei care doresc să vină să vadă zona dar în același timp să vadă aceste obiceiuri, să vadă portul popular să vadă aceste festivaluri avem niște, niște să zicem niște sărbători ale, sat, ale satului atât în fiecare sat cât și la nivel de comună. Bine, aici s-a implicat și primăria, de exemplu avem, cam în fiecare sat avem câte o sărbătoare în ideea asta a valorifica este sărbătoarea Nucului, sărbătoarea Teilor, chiar sărbătoarea Nucului este pe Vala Susenilor, chiar duminica asta va fi, unde va fi o activitate foarte intensă cu dans popular cu cântec, popular cu un taraf din acesta de la noi din zonă și va fi zic o, o, o ocazie foarte bună de a pătrunde și a vedea și, și în ce alte sate avem într-adevăr, încercat să valorificăm aceste tradiții și obiceiuri, avem și la Dobrița, avem și la, la Bâlta și în Valea Mare și eu zic că foarte mult contează pentru că Asta ne dă și identitate și în același timp în este un, un, punct de atracție atât pentru cei din, 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 interior din țară cât și chiar din afară pot să vină să, <coughs> să observe aceste lucruri și sunt interesați și sunt dorniți să vadă ceva deosebit, ceva... Apărat. Și noi avem la capitolul folclor și la capitolul acesta obiceiuri și dating, încercăm să păstrăm și să să transmite mai departe prin acești tineri ștafeta cu toate aceste lucruri minunate care sunt. Ați vorbit mai devreme de investițiile care s-au făcut, se fac și se vor face. Dar în privința relațiilor din comunitate, care este. și luăm exemplu de la rând că sunteți dumneavoastră aici, care este rolul sau uh, școlii, cât de important este atributul școlii în existența comunei, în dezvoltarea comunei, în tot ce se întâmplă la nivelul unei localități de o asemenea da. dimensiune cum este Rung. Noastră știți că, într-adevăr, din foarte mult timp sau din moși și școala a avut un rol, școala, biserica, a avut un rol foarte important în cadrul comunității, deci se implica foarte mult și trebuie avut în atenție ca să se continue acest lucru, ca școala să rămână un factor de cultură, în primul rând, să rămână un factor de interes pentru comunitate și uh, să rămână un factor care să mobilizeze toate forțele acestea pentru a canaliza copii spre uh, o, o educație așa cum, cum trebuie, spre uh, a căpăta aceste cunoștințe. Și eu zic că uh, trebuie să într adevăr să ne implicăm chiar mai mult și noi dascălii, să ținem o legătură mai strânsă cu, cu uh, părinții copilor, deci cu, cu comunitatea locală. Trebuie să avem în atenție că numai așa putem să să menținem o colaborare foarte bună, pentru că este o perioadă mai dificilă într adevăr. Este această globalizare când uh, totul se pare că se pierde așa, la, referitor la cultură, la tradiție, dar eu zic că prin unitățile școlare, prin școlile din, de pe raza comunei, Rămâne acest liant, acest factor de cultură care reușește să, să canalizeze aceste lucruri deosebite și care sunt specifice zonelor noastre, tradiții din zonă, și bineînțeles, nu trebuie să uităm că școala și prin dascăl ei trebuie să rămână un model de comportament, trebuie să rămână un model de urmat pentru copii. Și trebuie să nu uităm acest lucru și mereu să ne amintim că este foarte important ca noi să fim modele pentru copii și Da, între timp am primit și câteva SMS-uri, o să vă citesc câteva, mai ales că face, le fac apel, la unul fac eu mea, mea culpă, spune cineva și ăsta, domnul director, să vorbească și de proiectele derulate până acum cu fonduri europene, spune cineva. <laughs> Da, într-adevăr, am avut câteva proiecte destul de reușite. Ultimul care l-am derulat acum, l-am încheiat în 2015, a fost un proiect cu fonduri europene Comenius și a fost un proiect foarte reușit împreună cu a fost coordonator de proiect, domnul director adjunct George Daniel. Uh, am reușit să mobilizăm foarte mulți copii, foarte mulți uh, profesori în acest lucru și am avut o colaborare foarte bună. Uh, am reușit să mergem și cu copiii să vadă și alte locuri din Europa. Am avut o, un, o colaborare foarte bună cu o școală din Italia, o școală din Franța. Din Grecia, din Polonia, și toate acestea zic au avut un impact extraordinar de, de, de benefic pentru copii, pentru comunitatea, pentru că și noi la rândul nostru am primit copii din aceste țări, elevii care au venit la noi în vizită în 2000. 14, fost, da? Și a fost o, o, un lucru deosebit pentru că uh, s-a văzut această mobilizare din partea părinților, din partea ideilor. Copiii au fost uh, găzduiți la familiile respective. Copiii care au venit au văzut cum este la noi și care este nivelul de trai care, este, care sunt condițiile de, 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 existență în general la nivelul comunii noastre, ai noștri copii au reușit să facă niște, să creeze niște relații, să țină o legătură cu colegilor din aceste țări și am spus a fost o, o, o acțiune extraordinar de, de, de binevenită și benefică pentru copii, una că am spus și-au îmbogățit au văzut niște lucruri, au realizat ce se întâmplă și în afara țării noastre. Au pătruns chiar, am avut șansa să mergem și la Parlamentul Român, la. la uh, Bruxelles. Uh, nu la Bruxelles, la, uh, uh, la Strasburg. La Strasburg, așa. da. Am avut și uh, această șansă cu copii, cu o parte din profesori și a fost o chestie extraordinară. Poate a fost uh, unica șansă din viața lor și din viața, poate chiar a noastră, să mergem acolo și să vedem pe viu ce se întâmplă, cum este sala, cum se derulează activitățile. Deci uh, a fost, uh, într-un cuvânt, a fost o reușită și bine să-ți alte proiecte, acum vom insista pe aceste proiecte de practică comasată pe specializări, și să mergem tot așa în câteva. Adică, elevii să facă stagiile de practică în afara da, țării. Da, în unele țări din Uniunea Europeană, însă Polonia, Germania, am aici și cu ocazia asta sigură, și vor da seama și vor vedea că, într-adevăr, este foarte important să fii specializat pe anumit, așa cum se practică, de fapt, în zonele respective. Altcineva, un alt mesaj, multe salutări <coughs> pentru domnul profesor Turtoi, un profesor exemplu cu foarte multe calități. Radu, fost elev. Da, am avut elevi, v-am spus, foarte buni, am avut niște rezultate bune, atât pe la nivel de, am spus, am avut uh, și la bacalaureat am avut rezultate bune și copii care au mers la licee bune din județ uh, și care ne fac cinste acolo unde sunt și la liceul Caterina și la liceul Spiru, areți și la, uh, chiar la, 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 la Tudor. Deci, m-am încercat și ne-am străduit împreună cu... Avem, mă bucur că avem un colectiv de cadre didactici foarte bine pregătit și dornic să, să facă lucruri bune și ne străduim ca să facem ceva pentru copii acestea să învețe și să, 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 să poată să-și însușească aceste cunoștințe de care vor avea nevoie în viață. Vă întreabă cine, cineva, spune așa... Între pe dron director, ce viitor mai are școala gimnazială din Runcu? Rămâne structură sau este comasată cu bâlta? Nu, deocamdată uh, și eu uh, am, spus, am mers pe ideea că nu este bine să dezinfeze școle, chiar uh, dacă se poate, în niciun sat al uh, comunei noastre, cu atât mai mult la Runcu, unde este o școală uh, foarte bine pusă la, adică destul de bine pusă la punct, și va rămâne școală, fără discuție, fără școală gimnazială, cu începând grădiniță, școală primară și gimnaziu, pentru că Râncă, rămâne totuși un reper și nu. Problema este că vor fi copii, va fi în continuare structură a Liceului Tehnologic Bultă, pentru că asta este legea care este la ora actuală, din lipsa uh, numărului. Trebuie efectiv respectiv de copii ca să fie cu personalitate juridică, dar rămâne în continuare o școală de sine stătătoare, rămâne acolo un sat și noi vom avea în atenție și vom uh, avea în grijă ca să totul să meargă cât se poate de, de bine. Ce înseamnă a, la acest moment uh, liceul tehnologic Bulta ca număr de profesori și ca număr de elevi? Deci la ora actuală, uh, Liceul Tehnologic Bulta de deci este liceu care este cu personalitate juridică, deci singurul din comună, singura unitate școlară și are în uh, subordine, v-am spus, uh, o școală gimnazială care este la Runcu, are uh, două școli uh, primare la Dobrița și la Bâltișoara. Uh, e problema la Bâltișoara că, într-adevăr, este fiind satul mai mic, uh, ar fi posibil ca în perspectiva anilor următori, să fiind foarte, foarte aproape, de, să fie de de Bâltă, la centrul, la centrul da. la, centru, la Bâlta. Da. Având și două microbozii la dispoziție, putem să facem acest lucru pentru că, într-adevăr, E, e greu să desfășor și nici eu nu sunt de acord cu învățământul simultan, cu toate că, în sus, pe undeva parcă îți pare rău când vezi că un sat rămâne fără o școală, adică să nu aibă chiar nicio școală, nu, nu este chiar bine. Sau, mă rog, poate rămâne măcar grădinița, să rămână o grădiniță deci, acolo. pentru să cei rămân. din Runcu, deocamdată o deci veste este, bună da, nu, nu se pune problema. Nu se pune problema, la Runcu Așa. va rămâne. Totdeauna vă rămâne acolo. Uh, nu ne rămâne decât, uh, având în vedere că timpul acordat emisiunii noastre s-a încheiat, să vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune, să vă mai așteptăm când uh, când o să fie posibil să ajungeți din nou în emisiunea noastră, poate și cu mai multe imagini, să vorbim despre ce se întâmplă la Bulta, pentru că se întâmplă lucruri frumoase. Da, și eu vă mulțumesc pentru șansa acordată de a fi împreună cu dumneavoastră și să. Asigur telespectatorii și colegii mei și consătenii mei că la Bulta se va face treabă bună și în continuare se va munci pentru copii și pentru respect, școlile respective. Vă mulțumim, dragi telespectatori. A fost cu noi domnul profesor Nicolae Turtoi, directorul Liceului Tehnologic General Constantin Șandru. Mulțumim pentru atenție. La revedere!